Electoral, echipa Partidului Liberal Democrat din Moldova, organizația teritorială Ialoveni. Aici este prezentat tot semnul documentului. Vrem să verificați dacă este... Stimați reprezentanți ai Partidului Liberal Democrat, în calitate de ședință al Consiliului Electoral, vă spun bună ziua ca să ne fie Consiliului. O mică informație, fiind dată de 19 aprilie, ora 11, a dat start campania de recepționare a documentului pentru verificare în calitate de candidat la fost la funcție de consilier regional. Au depus documentele de 4 concurențe reparare, deci care 3 au fost înregistrați, Partidul Liberal, Partidul Democrat și Partidul Comunistilor. Și este depus documentul de obligat independent, Cristina Andrei, care în timpul 7 zile nu trebuie să examinăm sunteți așa general, la număr, pentru a depune documentele membrii Consiliului Lenia Colban, Vasilii Covaș, Galina Bimă, vreau să mă de documente. Și aceasta a scris la minute și a făcut decizia în lumea aceasta. Acum documente pentru registrare, nu la registrare. Noi depunem actele pentru registrare și vom aștepta rezultat final privind... Decizia va fi undeva în miercuri, miercuri, pentru că decizia... Pentru presă vrem să menționăm că noi am înaintat lista candidaturilor la Consiliul Regional în ordine alfabetică. Între timp vor fi, cred, noi expuși și în, poate să vină cineva nou pe listă, poate noi conform legislației avem dreptul până în data de 30, da? Până în data de 30, mi se pare că mai. Și la o săptămână înainte, dacă vreți, noi de acum vom veni, iarăși poate toți, vom veni să restabilim, să finalizăm fiecare număr în lista consilierilor, candidaților la consilierilor. Nu putem să nu putem să nu putem să nu noi sperăm să avem o comunicare bună cu dumneavoastră. Am avut-o tot timpul. Da. Astăzi am constituit Consiliul de nivel 1, a fost pe care am primit toate documentele, ca să facă prima ședință astăzi, mâine, un Consiliu, un urmă de locomocat, i-am dat, le-am recomandat ca atare cel târziu, ca marți, în scoate primit documente, dar Consiliul de local și de state mari. Asta eu spun. Și am atât când o face seminar cu președinții Consiliului de Operare de nivel 1, va fi etapă de acum, până 3 mai trebuie depuneți următoarele pentru birourile electorale acum, candidaturile, ca câte 10 să formăm birourile, o să fie mai înainte, pentru tot timpul, nu știu așa, suntem cu 2-3 zile înainte, conform cu faptul că greșit, care e dotat de Consiliul Local Central. Mă cred că știți, pare și tare, voi, dacă cum să vă organizați, să vă maniezi,